Acțiunea a avut succes. Dumneavoastră v-ați comportat exact cum trebuie să vă comportați, ați ieșit în ordine, v-ați așezat unde trebuie să vă așezați, cadrele didactice au făcut prezența, deci totul a fost conform planului stabilit. Evacuarea s-a făcut exemplar, îmi place că nu s-a îmbuzit lumea. Asta este cel mai important mod de evitat, să nu ne îmbuzim pe scări. Cine cade este 90% posibil să rămână acolo, pentru că ceilalți se pot urca peste ea. În caz de cutremur, care în ultimul timp au fost tocmai frecvente, este de preferat să așteptăm în clase până încetează mișcarea seismică, să ne așezăm frumos sub mese, să ne depărtăm de geamuri pentru a evita orice fel de accidente și în momentul în care a încetat cutremurul, în mod organizat, părăsim sălile de clasă și ne prezentăm la locul de adunare.